RadioGiorgiu.net, dă voce orașului tău. Bună dimineața, Giorgiu, bună dimineața, Giorgiuveni, 9 și 19 minute, suntem împreună doar aici la RadioGiorgiu.net, unul radio ce dă voce orașului tău. Așa începe emisia cel mai nou post de radio din Giurgiu, radiogiurgiu.net, un proiect online care azi a ajuns în mod oficial în casele giurgiuvenilor. Proiectul lansat după conceptul giurgiuveanului Dan Alexandru Pinciu și cu ajutorul lui Florian Nicolae Vera, Nicolae Petre Slăvescu, George Secară și Emanuel David, a prins deja la giurgiuveni, prezenți în fiecare zi în număr mare la întâlnirea cu muzica bună, știrile și subiectele interactive propuse spre dezbatere. Este un vis al meu de mult, îmi doream foarte mult ca Giurgiu să aibă propriul lui post de radio local. Așa cum a existat, pot să spun, Radio Contact, Radio Giurgiu în anii 90, ușor, ușor a devenit un fenomen. Toată lumea asculta acasă, toată lumea își sărba ziua de naștere și petrecea pe muzica celor de la Radio Giurgiu. Apoi a dispărut, pentru că piața media este într-o continuă dezvoltare. A apărut Delfinașul, drag și iubit, l-am apreciat foarte mult. Din păcate a dispărut și el pentru că a fost cumpărat, știm foarte bine, de Kiss FM. Și mulți ani de zile Giurgiu nu a mai avut un post de radio local. Au încercat soții Cimpoierul la un moment dat un radiogiurgiufm.ro, e adevărat. A mers destul de bine, numai că nu știu motivele pentru care a fost închis și el. Giurgiu are nevoie de un radio. Oriunde în lumea asta te duce, orice oraș, că e mic, că e mare, cu 10.000 sau cu 200.000 de locuitori, are un radio local. Un radio care să le ofere oamenilor informațiile de care au nevoie, muzica ce poate să-i dispună în fiecare dimineață, prânz, seară, și să observe că există cineva care le aduce lumea mai aproape, în casele lor, în urechile lor și chiar în sufletele lor. Pentru că asta încercăm și noi aici la radiogiurgiu.net, să facem, să le aducem zâmbetul pe buze, pentru că trăim într-o societate destul de tristă, spun eu. Vedem oameni pe stradă care sunt aplecați de problemele zilnice, iar noi, prin muzica noastră, felul nostru de a fi, după cum ați văzut și puțin mai devreme, încercăm să-i bine dispunem cât de mult putem. La radiogiurgiu.net ziua începe cu matinalul lui Dan, după care continuă cu dezbateri pe teme propuse de moderator, însă nu lipsesc hiturile tuturor timpurilor și voia bună. Este frumos la mine la grețica aici, și cu sartichii și cu țachii-țachii, Zorba Grecu și Sirtachii Eurozochisa. Bună dimineața, Giurgiu, bună dimineața, giurgiuveni, 9 și 19 minute, suntem împreună doar aici la radiogiurgiu.net, unul radio ce dă voce orașului tău. Radiogiurgiu.net se ghidează după sloganul Împreună dăm voce orașului nostru, așa că în curând giurgiuvenii vor avea parte de emisiuni în direct, știri și multe alte surprize pentru ascultătorii fideli. RadioGiurgiu.net, dă voce orașului tău.